O să vorbim acum, doamnelor și domnilor, despre un subiect care cred că interesează pe toată lumea, nu doar pe cei care sunt părinți și au copii, și pentru mine, care nu am copii încă, e foarte curios subiectul legat de creșterea celor mici și de modul în care ei se dezvoltă, mai ales în primii ani de viață. Bebelușii și copilașii, în general, mi se par niște ființe foarte speciale și deosebite, iar ca părinte trebuie să știi exact cum să ajungi la sufletelul lor, la mintea lor, dar și cum să ai grijă de dezvoltarea lor armonioasă, mă refer la dezvoltarea sănătății lor fizice. Din fericire, există multe oportunități în acest sens, iar aplicația mobilă Bebo, dezvoltată de către UNICEF, se numără printre oportunitățile care sunt foarte accesibile, absolut gratuite și disponibile în Republica Moldova. Despre aplicația Bebo și despre ce beneficii și ce tip de ajutor oferă părinților, discutăm în continuare cu primele noastre invitate. Este vorba despre doamna Ninela Revenco, președinta Societății de Pediatrie din Republica Moldova. Bună seara, doamna Revenco! Bună seara! Și o salut cu mare drag pe Cătălina Rusu, consultantă UNICEF Moldova. Bună, Cătălina! Salutare, Doina! Mulțumim pentru invitație! Mulțumim și noi! O să încep așa cu o întrebare generală și generalistă. Eu cred că aplicația mobilă Bebo deja e foarte populară în rândul părinților din Republica Moldova, dar ca să fie clar pentru toată lumea, ce reprezintă această aplicație și ce obține de fapt un părinte în momentul în care o descarcă pe telefon? Într-adevăr, Doina, chiar dacă avem puțin timp de la lansare, 4-5 luni, deja avem foarte multe feedback-uri pozitive, doar că să începem cu începutul. Această aplicație Bebo este destinată în primul rând părinților și îngrijitorilor copiilor cu vârsta de la 0 până la 6 ani. A fost inițial realizată în anul 2021 de către biroul regional, apoi încet încet 14 țări din Europa și Asia Centrală au adaptat-o, au tradus-o și au racordat-o la nivelul național. Ei, uite, asta a făcut și Republica Moldova, fiind ultima țară care a adaptat această aplicație, iar pentru asta mulțumim Societății de Pediatrie și altor specialiști care au lucrat la traducerea și la acordarea acesteia la contextul național. Și acum cred că e cazul să o întreb pe doamna Revenco, cum a fost procesul acesta de adaptare acestei informații la țara noastră? Vă imaginați, în anul 2021 a fost lansată această aplicație Bebo, a fost deja aprobată în câteva țări din Uniunea Europeană și noi suntem în anul 2023 și deja am lansat-o în luna mai și suntem deja la finele lunii septembrie cu foarte multe informații. Procesul a fost foarte meticulos, a fost greoi, era nevoie să traducem acele articole, era nevoie să adaptăm toate informații la țara noastră, inclusiv și supravegherea copiilor conform programului nostru de supraveghere a copiilor de la 0 până la 18 ani, cu accent până la vârsta de 6 ani. Deci au fost foarte multe discuții, au fost ajustări, au fost rectificări, au fost validări, în așa mod, multe filmulețe, multă informație, vă imaginați, 2000 și ceva de articole care trebuie verificate, nu doar la corectitudinea limbii, dar și la conținut. Este important că această informație este simplă, este foarte bine de înțeles, pe înțelesul tuturor și poate fi accesată oricând doriți. Cătălina, au trecut 4-5 luni. De pe data de 15 mai, cam așa ar fi. Chiar și înainte de asta am avut câteva sesiuni de informare cu principalii furnizori de servicii care să ajungă la părinți. Vorbim despre educatori, vorbim despre pediatri și medici de familie, dar și asistenți sociali. Au fost informați privind această aplicație, ce reprezintă și cum poate fi utilizată, iar ulterior au luat legătura cu părinții pentru ca să o promovăm. De aceea, când spunem 4-5 luni, nu ne referim neapărat la data de 15 mai când a fost lansată, dar și activitățile dinainte acestei dăți. Și până în prezent, dacă voiai să mă întrebi... Da, vreau să te întreb ce de zis despre aplicația asta. Ce feedback-uri ați primit? Avem aproape 13.000 de descărcări, motiv pentru care le mulțumim părinților și îngrijitorilor care ne-au acordat acel credit de încredere și au descărcat-o în telefonul mobil. Să știi că avem foarte multe feedback-uri pozitive, părinții ne mulțumesc pentru informațiile oferite, pentru că spre deosebire de alte surse care nu au informații verificate și certificate, e destul să dai ceva search pe Google și găsești o groază de informații, aici toate articolele sunt verificate deja de expert.
experți. Cum spun dumnealor, putem considera această aplicație un pediatru și un educator de buzunar. Și cel mai important, conține programul național de imunizare, precum și calendarul vizitelor la medic, iar părintele este notificat de fiecare dată când trebuie să meargă cu copilul la un vaccin sau la o vizită la medic, pentru că din momentul ce descarcă aplicația în telefon, introduce vârsta copilului și în funcție de această vârstă primește doar informațiile caracteristice și personalizate vârstei copilului. Respectiv, nu este nevoie să ai un carnet în care să scrii cu pixul tot de ce este nevoie să faci. Este foarte simplu, primești notificări și totodată sunt și articole care îți oferă idei de jocuri, care nu necesită jucării sofisticate, sfaturi privind bunăstarea părinților, nutriție și alăptare, parentalitate pozitivă, învățare timpurie. Totul este bine plasat în diferite categorii, este destul să filtrezi, să selectezi și primești toate informațiile de care ai nevoie. Și foarte important să spunem încă o dată, să știe toată lumea, este absolut gratuită. Aplicația. Absolut. O descărcați oricând doriți, toată aplicația rămâne în telefonul dumneavoastră, este personalizată, nu are acces liber cineva străin și această aplicație nu depinde de internet. Odată ce ați descărcat-o în telefonul dumneavoastră sau în alt purtător de informație, aplicația rămâne la dumneavoastră și o deschideți când doriți. A apărut o problemă, a apărut o întrebare. Dumneavoastră deschideți despărțitura corespunzătoare și aveți toată informația. Absolut. Gratuit. Mai mult ca atât. În această aplicație puteți să introduceți nu doar un singur copil, dar câți copii aveți? De Doamne, să aveți și mai mulți copii. În așa mod să introduceți toate datele și important că se mai uită când trebuie să merg la medic, când trebuie să merg la o vaccinare sau când trebuie să fac alte activități. Telefonul vă informează, vă spune notificare, uite, este vârsta când trebuie să mergi la medic. Spuneți că sunt peste 2000 de articole în această aplicație, adică atunci când eu vorbesc din auzite, când are copilul, nu știu, un pic de febră, ies dințișori, începe a vorbi, începe a merge sau n-a început încă a merge, răspuns la toate întrebările astea se găsesc în aplicația aceasta. Este mult spus articole, asta nu înseamnă că este un articol de 10-20 de pagini. Este un sfat foarte bine structurat, foarte accesibil și extrem de informativ. Mai mult decât atât, puteți să vă bazați în tocmai. Am zis la colegii mei că studenții noștri de la medicină ar trebui să treacă prin Bebo, dezvoltarea copilului ce ține și toate sfaturile, toate sunt aprobate și să știți că niciodată nu o să greșiți. Mai mult decât atât, un părinte poate să monitorizeze creșterea, greutatea, dar și reperele de dezvoltare ale copiilor în funcție de vârsta acestuia. Probabil ai mai sesizat și tu că în aceste zile este foarte important să acordăm o atenție deosebită intervenției timpurii. Era important și în trecut, doar că nu se acorda, însă este foarte important de intervenit din primele zile de viață, din primele luni și uite, aplicația Bebo notifică părinții referitor la câte ore trebuie să doarmă copilul, la contactul vizual pe care trebuie să-l facă de la o anumită vârstă, limbajul, cum trebuie să fie dezvoltat, greutate, programele și multe, multe altele. Iar ca părinți să fie și mai siguri acum ca să-i convingem, în această aplicație avem și parteneri de încredere, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Și e destinată părinților care au copii între 0 și 6 ani? Exact. Părinților, îngrijitorilor, aparținătorilor, reprezentanților legali de la 0 până la 6 ani. De ce nume perioada asta? Întrebarea de ce până la vârsta de 6 ani. Vă imaginați în vârsta de copilul se naște și în primul an de viață, de la acel copil neputincios, nevorbitor, nemergător, la un an de zile, deja socializează. Deja merge primii pași, deja se străduie să mănânce de sine sătător. Respectiv, aceasta este vârsta cea mai intensă în dezvoltare și nu numai în dezvoltarea fizică, psihoemoțională, psihică, socială, lingvistică, de care doriți. Nu degeaba se spune că aceste 1000 de zile în dezvoltarea copilului sunt cruciale și sunt baza dezvoltării copilului în alte vârste. Copilul preșcolar, copilul ca până la 6 ani, deci este copilul preșcolar, o atenție deosebită se atrage dezvoltării fizice, dezvoltării psihoemoționale, lingvistice și interacțiunii și socializării. Deci sunt momentele importante și noi ca și medici specialiști îndemnăm toți părinții să acceseze
aplicație. Această aplicație este într-adevăr prietenul dumneavoastră, este medicul de familie alături de dumneavoastră, este asistentul, este educatorul, este cine doriți și psihologul, din motive că aici o să găsiți și informații de probleme de tristețe după naștere sau cum să comunicați în familie. A apărut un copil, mai apare și al doilea copil. E inevitabil că vor apărea careva momente așa mai delicate, mai delicate, mai deosebite și iarăși aici o să găsiți răspunsul. Ne-am mai vorbit de boli, a apărut o infecție respiratorie, a apărut o vomă, a apărut o diaree, a apărut o febră. Aici o să găsiți răspunsul ce trebuie să faceți. Trebuie o asemenea aplicație făcută și pentru maturi. Sau să facem copii mai repede. Sau așa, Cătălina, da. Ziceam să vorbim puțin și despre necesitatea sau importanța acestei aplicații mobile pentru părinții din Republica Moldova în contextul educației care este oferită la noi în țară. Cred că e de lucru pe partea asta. Mă refer la ce metode de educație se mai implementează la noi în țară, nu? Uite că odată la câțiva ani UNICEF într-adevăr realizează, de asemenea împreună cu partenerii de stat, un studiu prin care se analizează practicile familiilor în creșterea și dezvoltarea copiilor, numim ECD Cup Study, și chiar recent a fost lansat ultima ediție, care arată în continuare că pentru părinți creșterea și îngrijirea copiilor se rezumă la asigurarea hranei pentru acesta și la asigurarea îngrijirii. Însă dezvoltarea unui copil presupune mult mai mult decât atât, pentru că este nevoie de o abordare holistică. Este nevoie să îi stimulăm ingeniozitatea, creativitatea, să petrecem timp cu acesta, să-i oferim o nutriție adecvată, nu pur și simplu o nutriție. Și unele momente, cum ar fi petrecutul timpului cu copilul, este la fel de important ca mărul pe care îl oferi să mănânce. Trebuie să avem grijă ca acești copii să fie dezvoltați, nu doar din punct de vedere fizic, ci și psihoemoțional. De asemenea, datele arată în continuare că mamele sunt cele care petrec mai mult timp cu copiii, iar noi vrem să încurajăm ca responsabilitățile să fie împărțite în mod egal, atât între mamă cât și cu tată, pentru că un copil care crește cu dragostea, îngrijirea ambelor părinți este un viitor adult care are un stil de atașament sănătos. Și de asemenea dorim să încurajăm bunele practici care nu prea sunt puse în valoare, cum ar fi să citească împreună cu cel mic, să practice jocurile în aer liber, care sunt de asemenea foarte importante, să cânte, să imite, să formeze anumite rutine zilnice pe care să le urmeze. Și uite că toate aceste lucruri simple, care nu necesită absolut niciun ban, sunt mult mai valoroase și mai prețioase decât orice gadget sau jucărie sofisticată pe care o cumpără părinții în speranța că așa îl vor face fericit pe cel mic. Cât timp a durat dezvoltarea și toată munca pentru ca această aplicație să fie disponibilă în Republica Moldova? UNICEF a lansat această aplicație în anul 2021, iar în Republica Moldova am început să lucrăm practic din anul 2022, un an și ceva, un an și ceva până a fost lansată. Deci a fost, vă zic, un lucru cu colegii foarte minuțios, meticulos, cu verificări, cu ajustări, cu consultanță și în final s-a lansat. E o aplicație care se updatează regulat? Exact. Avem informația, sunt întrebări și răspunsuri și aici puteți, vă îndemnăm într-adevăr să scrieți ce ați mai fi dorit dumneavoastră să cunoașteți din această aplicație Bebo. În așa mod, aplicația nu este ceva rigid, este în dezvoltare. Da. Odată ce apar noi metode de tratament, de sfaturi, toată informația va fi updatată. Și acum să venim cu un mesaj sau ce le spunem părinților care au descărcat aplicația Bebo și ce le spunem celor care încă n-au aflat despre aplicația Bebo. Cei care au descărcat deja aplicația Bebo, printre ei sunt și eu, la fel primesc notificări în termen corespunzător, le mulțumesc foarte mult, ei sunt părinții cei mai buni, sunt părinții grijulii, iar cei care nu au aplicat, mergem imediat la telefon și descărcăm aplicația Bebo. Vă îndemnăm în așa mod copiii noștri să fie în siguranță. Cătălina? Și eu vreau să le mulțumesc mult
tuturor celor care au descărcat aplicația, în primul rând pentru încrederea pe care ne-au acordat-o, și de asemenea vom fi foarte recunoscători și vom aprecia dacă vor intra în aplicație și vor completa sondajul prin care ne vor spune ce le place la această aplicație, ce ar dori să mai adauge în ea, pentru că în funcție de aceste comentarii noi putem să o actualizăm. Iar celor care nu au descărcat, le spun că nu au decât să piardă nimic, pentru că aplicația este absolut gratuită de pe un telefon Android sau iOS, să o descarce, să vadă de asemenea ce le place, ce nu le place și să ne scrie, pentru că doar așa, împreună cu un feedback comun, reușim să facem o aplicație și mai bună pentru părinți și îngrijitori, în care să combatem stereotipurile, miturile și în care să punem un accent pe lucrurile adevărate. Mă întreb dacă ar fi nevoie sau v-ați gândit sau vă gândiți sau v-ar plăcea să fie dezvoltată o asemenea aplicație și pentru adolescenți, de pildă, 0-6 ani, cu siguranță e o perioadă foarte importantă. Mă gândesc și la alte perioade. Posibil, de vârstă. Pentru viitor, da, ar fi foarte, foarte bine și foarte util, pentru că adolescența este aceeași copilărie, numai la altă etapă. Aici, da, la fel, sunt dereglări neurohormonale, adaptarea la corpul său, multe întrebări, și aici adolescentul ar primi răspuns foarte, foarte bun, util și bazat pe dovezi. Mulțumim frumos pentru că ați fost alături de noi. Mult, mult succes și în continuare. Și am zis, n-am copii, dar m-ați convins. O să-mi descarc aplicația Bebo, ca așa, în scop profilactic. Poate te motivează. Exact, exact. Mulțumim foarte mult. Detalii, oamenii pot să găsească despre aplicația Bebo și pe alte platforme, nu? Pe pagina de Facebook. Desigur, avem o campanie comprehensivă de comunicare și de promovare a aplicației. Colaborăm cu diferiți creatori de conținut, TV, social media, dar ne pot scrie și nouă de fiecare dată, Cătălina Rusu, Ninel Revenco, și noi vom încerca să ținem cont de ceea ce primim sau să încercăm să răspundem la întrebările pe care aceștia le au. Da, apropo de asta, într-adevăr, am văzut multe informații în spațiul public de la diferite persoane. Cred că n-a fost deloc greu să-i atrageți de partea voastră în... Nu a fost greu deloc, de motive că este o informație clară, este o informație bazată, încă o dată zic, bazată pe dovezi, expusă de specialiști din domeniul, nu din țara noastră, dar din mai multe țări, în urma unui consensus, în așa mod ca toată informația să fie unică. Unde nu ai fi, în Scoția, în Irlanda sau în Australia, este aceeași informație și același sfat o să primească copilul. Mă refer la orice situație care poate fi, dar situații pot fi diferite și nu numai de sănătate, în vârsta acestui copil de la 0 la 6 ani. Și acum aveți că orice părinte stă cu telefonul lipit de mână, respectiv atunci când apare și o aplicație utilă în acest gadget, este foarte simplu de utilizat, mai ales că este destul să intre pe grupurile de parenting de pe Facebook și vei vedea că solicitări sunt multe, respectiv acolo unde este cerere, a venit și oferta, dacă îi putem spune așa. Mulțumim tare mult încă o dată, mult succes. Mulțumim. Și să ajungeți la cât mai mulți părinți din întreaga lume. Mulțumim tare mult, Doina, mersi. Mulțumim și noi.